Guvernul Suediei a luat decizia de a plafona temporar prețurile la carburant. Oficialii au propus de asemenea un plan pentru sprijinirea celor care au probleme financiare în urma crizei cauzate de războiul din Ucraina. Măsurile includ o compensare a prețului la electricitate, oferirea unei indemnizații de locuință pentru familiile sărace cu copii, cât și o subvenție unică de peste 100 de dolari pentru deținătorii de autoturisme. Italia și Australia, țări unde prețurile au atins un nou record, iau la rândul lor în calcul o posibilă plafonare. Dar normal că ar trebui să se întâmple și ar trebui să scadă acciza, așa cum s-a spus că se va scade acciza. Tot mai multe persoane, din cauza prețului foarte mare, nu mai folosesc mașina absolut deloc. Păi normal să nu mai folosesc, dacă totul e scump și benzină și tot. Păi ar fi normal să se întâmple, dar nu cred că avem timp, că noi ne ocupăm acum, nu vedeți, acțiunea numărul 1 a conducătorilor noștri e cu cei care vin din Ucraina, cu asta. Nu mai au timp și de români, acum se ocupă de cei care vin din afară. Păcat. Ar fi trebuit mai întâi să facă pentru români ceva și pe urmă pentru restul. Asta e. Deci ar trebui luate măsuri, așa cum s-au luat în toate țările, să se ieftinească, să se plafoneze, pentru că puterea de cumpărare a românilor e clar că e foarte scăzută. Plafonarea prețurilor la carburanți a fost decisă și în Noua Zeelandă. Măsura va fi implementată de la 1 aprilie, iar tarifele pentru transportul în comun vor fi înjumătățite. Apoi s-a discutat chestia asta, carburanții și încă un ceva, se plafonează prețul. Primul ministru parcă dă zilele astea de o decizie. Am înțeles. Considerați că îi va ajuta pe români? Îi ajută, că nu poate, nu mai crește și descrește mereu prețul. Eu așa zic. Stagnează. Da, stagnează cu cât de cât, cu carburantul. Da, e o problemă cu scumpirile astea. Cu numai carburantul și alimentele și uleiul și cartoful și toate s-au scumpit. Premierul francez a anunțat sâmbătă că guvernul a decis să vină în sprijinul automobiliștilor în contextul exploziei prețului carburanților, cu un ramburs de 15 eurocenți pentru fiecare litru de carburant achiziționat de la pompă.